1,3 milioane de carduri active. Una din 5 tranzacții cu cardul este realizată folosind un card ING. Una din 3 tranzacții la POS este efectuată la un POS cu sigla ING. Mai mult de 1,8 milioane de tranzacții cu cardul procesate în fiecare zi. Do Your Thing înseamnă pentru noi inovare continuă pentru a ne îndrepta rapid către o lume fără cash. Credem cu tărie că prin intermediul cardului fizic sau virtual, la POS sau în online, experiența de plată este sigură, rapidă și confortabilă. Dar cum facem ca aceste beneficii să devină realitate și să fie durabile în contextul dinamic în care trăim? 90% din tranzacțiile cu cardurile ING la POS sunt contactless. O plată din 5 este efectuată cu telefonul mobil. Poți să-ți comanzi un card nou din Homebank și îl primești direct acasă. Poți să-ți administrezi limitele, să schimbi PIN-ul sau să-ți blochezi cardul din Homebank. Dacă ai nevoie de un card urgent, îl poți obține pe loc din orice ING Office. Suntem prima bancă din România care a introdus emiterea instant de carduri personalizate. Dar ce ar fi un card fără un POS la care să-l folosești? Irina îți va spune mai departe despre importanța POS-urilor. Pentru ca plățile cu cardul să fie adoptate de cât mai mulți clienți, e important să existe o rețea cât mai extinsă de POS-uri fizice și magazine online. Noi în ING contribuim cu 15% din numărul total de POS-uri din România printr-o gamă completă. POS-uri clasice, cele pe care le întâlniți în magazine la casele de marcat, M-POS-uri, cele cu care vin uneori curierii, POS-uri semi-unattended, cum sunt cele la care plătești singur în hipermarketuri, și POS-uri unattended folosite la vendomate și în parcări, la care se adaugă desigur e-commerce, soluția de acceptare plată cu cardul pentru comercianți online. Totuși, având în vedere complexitatea domeniului și numărul mare de participanți la rețea, bănci, procesatori, Visa, Mastercard, este inevitabil ca uneori lucrurile să nu funcționeze conform așteptărilor. În astfel de situații, prioritatea noastră este remedierea cât mai rapidă a impactului la clienți, astfel încât să ne respectăm promisiunea de frictionless card payments.